Salutare, boys! Bună seara la toată brigada asta de nebuni! Ce faceți, mă, culanilor? Ce faceți, boys? Vă pup, băieți, pe toți! Vă mulțumesc că ați intrat! Bună seara la toată lumea! Are you ready? Are you ready, boys? Bang, bang. Stați așa, băieți. Vă salut, băieți, vă salut pe toți de pe chat. Borcea, Bogdan, Mihnea, DJ Gabi, voi cu Toader, Mario, Cojo, Vasilica, membrii mei, Robert, Florin, Oprea, Florea, Daniel, Cristian, Andrei, Niculescu, Eduard, Robert, Florin, Ido, Cătălin, Mihalache, Ștefan, salut la toți, băieți, îmi cer scuze dacă am ratat pe cineva. Salut, salut, domn Corleone, Ștefan, Andrei, Robert, Gabriel, Ionuț, Papi, let's go, boys. Te pup, piciule, te pup, bro, ce faci? Băi, ne pregătim de pachete, dar cel mai important, am o surpriză pentru voi, o să încercăm să cumpărăm un al cincelea jucător tot în echipă și ne pregătim pentru că la ora 9 avem cupa, deschidem premiile și ne băgăm în cupă să testăm noua echipă. Te uiți la meci, ai viitorul? Ia stai să văd. E... Da, acum a început, acum la 8. E 0-0, joacă cu CFR-ul. Greu meci. Băi, nu uitați, apăsați pe butonul de like. Poate unora dintre voi vi se pare nesemnificativ sau neimportant, dar pe mine, având în vedere că așa funcționează YouTube-ul, mă ajută foarte mult dacă apăsați pe butonul de like să facem și noi 100. Let's go. Salut, Alex Viorghe! Dacă sunt membrii doritori să le deschid premiile pe live, Gabriel, Ionut sau ceilalți membri, dacă aveți pachete, vi le deschid eu pe live, să scrieți pe chat ca să știu ce program îmi fac și cum îmi așez premiile. Hai că da. Băi, am vândut portarul, am vândut Van der Sar ăla. Am nevoie să cumpăr un jucător acolo, știți voi unde, în dreapta, o să vedeți imediat surpriza serii. O să fim al cincelea jucător tot la echipă. Salut, Alexandru Daniel. Salut, Cezare. Salut, opriți-vă, poliția. Nu poți să aștept, nu e nicio problemă. Cine nu poate să aștepte până la ora 8, nu e problemă. Știu că e lucru mare să aștepți. Nu mai zic cum am stat cu pachetele două luni și nu mi-a picat nimic la tot. Apropo, ăsta e motivul pentru care nu aștept pentru mâine. Dacă se întreabă cineva de ce n-aștepți până mâine la Future Star-uri, păi pe principiu că am păstrat pachetele două luni și nu mi-a picat nimic, nu știu de ce mi-ar pica mâine ceva. Iar dacă ies o iei așa, dacă vrea jocul să-ți dea ceva, îmi dă acum. Nu trebuie neapărat Future Star. Sunt o grămadă de carduri care sunt scumpe. Poate să-ți pice orice acum. Ce mai face coachul? Ce să fac? Intră și el pe la 9. Te pup, moșu, salut, bro. Ți-a picat, ai prins ala? Da,
altul, ăsta e mini guliț sau ce? Am vândut legenda portar, am vândut Cancelo, am vândut, aveam 700 de jucători. I-am pus pe toți, tot clubul l-am pus la listare. Am pus 300 de jucători, 100, 100, 100, le-am lăsat la listare la minim preț, care s-au dat, care nu le-am dat cu Excel. Și mai avem nevoie de vreo 200 de ca să facem noua achiziție la echipă. Hai să pun like-urile pe ecran. Imediat. Am pus un emoji nou pe chat, l-ați văzut, da? Cu șobolanul. Șobolanul cu maneta. Știți voi cine sunt șobolanii aia? Ia scrieți două puncte. Hater. Două puncte. Ia uite. Șobolanii cu maneta. Șobolan prălit. Dar trebuie să ai membru rare și palade. Ai de gând cu vreo chestie de la Picture Star? Păi să vedem ce carduri ies. Dacă e un car care mă ajută, consideră că mă ajută. Runii, da, e bunicel Runii. Au băgat ceva? Stai că mă uit pe Footbin acum. Mă uit acum pe Footbin. Îl pun pe ecran Footbin imediat. Au băgat marche match-a pe atâta. Dacă e vreun doritor pe chat-ul ăsta care vrea să mă ajute cu marche match-a pe... Hai că e dacă e pe chat. Astăzi am tastat, am plecat. Ce-o pârlă. Ce-o bolan. Dacă am zis ce-o bolan. Haide-mă. Abia aștept să vă văd. Cum ar fi cu aia să nu fac 200 de castes nebun? Deci mai am nevoie de 200 de ca aproximativ. Să pot să... termin cât de cât echipa. O să mai rămână doar camul de schimbat la echipă. Super grande de neamă pe CSB. Ce părere să am, brother? Două echipe foarte bune. M-am uitat la un meci de fotbal de când eram mic. Aoleu, avem donație de la Ashton. Te pup, brodere, rachetaică. Mersi din suflet. Rachetaică de la Ashton. Te pup, Vlad, mersi din suflet. Donație de la unul din prietenii mei din copilărie, de la Ashton, 10 euro, like și subscribe, să nu uitați că se lasă și cu meciuri de box dacă nu, succes în continuare. Mersi frumos, avem o promovare de făcut la Vlad, la Ashton. Am să vă rog pe toți de pe chat să mă ajutați cu un subscribe la canalul lui Ashton și un like, subscribe, știți povestea, dacă doriți atât pe el cât și pe mine. Îți spamez eu link-ul acum pe chat. Haide boys, let's go. A, e la Knight?
E la Knight? Ashton? Mi-ai dat link-ul lui Knight? Eu sunt abonat, brodere, eu sunt abonat la Knight. Haideți toți cu un raid, băi, tot chat-ul, tot chat-ul, tot chat-ul, tot chat-ul, tot chat-ul. Tot chat-ul, brotherilor. Tot chat, a, nu știam. Haideți, haideți cu raid, 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 raid. Raid, scrieți tot chat-ul, tot chat-ul, let's go, let's go, let's go. Mamă, dar nu-i la calculator să... L-am prins... Când nu e la calculator, nu se poate. Scrieți toți pe cea, băgați un subscribe, un like. Marian Avram este Knight, unul dintre cei mai buni jucători. A fost campion mondial, campion european sau mondial la FIFA. Băgați un like și un subscribe. Din păcate nu l-am prins la calculator. Dar o să-i mai facem raiduri. O să-i mai facem raiduri, nu-i problemă. Mersi încă o dată de donație, Ashton. E la baie, fumează, că e tu mai târziu. Las că mai fac, mai fac, mai fac. I-am mai făcut oricum în trecut și eu. O să mai fac. Chiar zilele trecute am vorbit cu el la telefon. Salut, Manule. S-a dus până la toaletă, Gabriel Ionuț. A fost timingul prost, a fost timingul prost. Revin, da, o să revin eu când... Îi mai facem un raid. Stai să se strângă lumea, că doar ce am dat și eu drumul la live. Am câteva minute. Cum e Sami? Care Sami? Ce Sami? Salut, Sporfuriu. Mamă, dacă îl prindem pe Salah, ar fi top. A, Eto? Sami? Știi, dacă zic la cine m-am dus cu gândul când ai zis Sami, o să zici că sunt bolnav. Nu știu câți dintre voi ați văzut Prison Break când au ajuns ei la în închisoarea aia, în Sona. Mâna dreaptă a patronului de acolo, pe care nu mai știu cum îl chema, dar pe mâna dreaptă știu că era unul și îi zicea Sami. Îl mai țineți pe Sami? Ăla de arunca piciorul de găină când urmau să se bată. Ai răbdare, că o să vezi pentru ce ne trebuie 200 de K. N-am gustat ca pare ca să dă papel. Da, mă, da. Mai vine unul astăzi, Alex. Sunt Toma. Mai vine unul. E bun Etopa, Maca, e bun. Salut, băieți, vă salut pe toți după chat. Bine ați venit. Hai la raid, a revenit Knight? A revenit Knight? Haideți. Băi, am să vă rog pe toți să intrați la Knight. Scrieți pe chat raid ce vreți voi. Raid de la Value, raid de la Ruină, oricum o să-și dea el seama. Și nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe butonul de like. Este fost jucător pro de FIFA, acum momentan content creator, dar e o legendă, Knight, îl știți cu toții. Vă spamez eu acum link-ul pe chat, haideți cu toții. Te pup, Tonichie, te pup, bro. E din Constanța și el. Păi chiar că Ruină, băi, frate. Auzi, mă? Măcar mi-a dat Salah, măi, roșu. Ți-a dat Salah roșu? Carola. Te pup, Vale, te pup, tata.
Te pup, bradere, succes cu canalul de YouTube. Te pup, bradere, succes acolo cu canalul de YouTube. Băi, nu uitați să dați un like la Night și un subscribe. E băiat de nota 10, caracter mare. Câți membri am? Bă, 75, cred. Dar sunt probleme la type stream. Bănuiesc că ați văzut și la alți youtuberi și nu... Nu sunt actualizați. Ăla este un gol pe care îl pun acolo sus, în stânga, nemai mergând contorizarea de membri, este un gol cu membri pe care ar fi ideal să-i fac pe fiecare live, între 0 și 5 membri. E golul de live, să zic așa, pentru că numărătoarea totală nu merge să o pui de la TypeStream, nu funcționează. Forță rău, Prison Break, da. Băi, nu uitați, apăsați pe butonul de like, boys, la 300 de like-uri. Dăm startul la premii, atât Rivals, atât Weekend League, cât și noul market match a apărut acum la 8. Și facem echipa, ne pregătim și pentru Weekend League și pentru cupă. Nebun, rău meci de... La ce meci te referi? N-am nicio părere, Radu. Fiecare joacă cum știe și... face ce este nevoie pentru a câștiga, bro. Salut, Mario! Al Barcelonei, nu m-am uitat, brodere, că n-am avut timp. Crede-mă că 80% din energia mea și din timpul meu se duce pe live, pentru live-ul meu. Nu prea mai am timp de alte lucruri. Că nu îmi fac singur design-urile, overlay-urile, copertă, am pregătesc live-ul meu și mi-o ocupă mult timp. Salut, Mario Ștefan! Te pup, n-ai, te pup, stai să dau moderator, brother. Băi, frate, de ce îmi pare așa rău de băieții ăștia care fac stream și au puține persoane pe live? Mereu intru într-o stare din aia urâtă, gen băiatul pe care l-a promovat Valuie. Bro, el la început are puțin pe live? Nu, greșești. Într-adevăr, el merită mulți oameni pe live pentru că a fost și este un jucător legendă. Cei mai mari îl știu pe Knight, dar este la început cu YouTube-ul, este normal să aibă puțin. Toți am avut puțin, eu prima lună aveam 10 pe live. E normal, doar ce s-a apucat de YouTube, nu face de mult timp. Dar îl ajut și eu, sper să-l ajute și alți băieți să crească ușor, ușor. Să vedem The Blue Gaming, să vedem, te pup, senzorică. Face și acum 27, da, e jucător bun, da. Gata, se finie. Oprea, marche, meci, apule, zgole, zgole, zgole. Mersi din suflet, Oprea, te pup, bro. Mersi mult de tot. Ne mai trebuie portar și... Hai că o să vedem. Portar și un nou jucător. Două rar mega pe curbine. Bine.
Două pachete de 55 de K. Ar fi forțichis, Salah, ha? Salah? Ar fi forțichis să ne pice Salah, dar nu știu să zic. E greu. Mamă, dar dacă pică, ce facem? Îl jucăm titular pe poziția de cam cu Wifu 3? Îl jucăm titular pe poziția de cam cu Wifu 3, boys? Dacă ne pică Salah? Salut, Elisae! Haide-mă, let's go, dăm drumul la picuri. Oooo, card 86, bine. Avem o donație de 10 euro de la omul nostru, cătă! Te pup, broadere, mersi din suflet! Mersi din suflet pentru donație, bro! Cătă! Te pup, mersi mult! Rachetoaică! Let's go, let's go, let's go, let's go! Mersi din suflet, cătă! Te pup, broadere! Omul nostru, cătă, EK, Valoie, președinte, te pup, broadere, mersi din suflet pentru donații și haide cu un salat! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Și, și, și... Ni l-a dat duplicat. Tot asta era sau? Că văd că nu mai scrie cum scria înainte, already on. E același card? E același card? Nu mai am tricou. Îl iau pe ăsta atunci. Haide mă, boys. Nu l-am băgat în club încă de aia. Acum l-am băgat în club. Ca să-l arăt. Avem ceva pachete. 9 pachete, let's go. Trebuie să facem vreo 200 de coins. 200 de K, pardon. Facem 200 de K, boys? Nu știu ce să zic. Te pup, Mario, salut. Salut, Edi Mihai. Salut, Boboc! Boys? Salut, Ștefane! Divizia Eternal? Divizia 1, bro. Dar n-am făcut rank 1. Divizia 1, dar rank 2. Că n-am jucat deloc la Rivals. Are you ready? Ne pregătim? Ne pregătim de... Băi, facem și noi 200 de like-uri putere. Păi cea suntem 260 de bărbați în început de live. 2 milioane profit e greu, brother. E greu 2 milioane profit. Când am făcut la toti, unde am strâns pachete 2 luni de zile. Mi-a tăiat moralul puțin la pre-opening. Ba, dar Areș, dar nu suntem momentan atâția pe live, că am dat drumul oarecum de vreme la live. Și probabil nu s-au trimis toate notificările, ori eu știu acum și nu o să pierdem prea mult timp cu pe Copănicu, că avem de jucat și în cupă la ora 9, fix bănesc, că știți, v-am zis și ieri pe live. Trebuie să facem echipa să jucăm în cupă la ora 9. Nu deschid când pui așoale în mâine. Dacă e să pice ceva, îmi pic acum, nu mai deschid bine. Am ținut pachetele la toti 2 luni de zile și nu mi-a picat nimica. De ce mi-ar pica la toti? Salut, Daniel. Nu am bani de Arnold toti, încă broi 1.200.000. Și îmi trebuie și portar. Arnold tot e 1.200.000 și îmi trebuie și portar. Deci trebuie să fac 200 de K, exact cum am zis.
Trebuie să fac 200 de cam. Bă, eu zic că din astea 4 pachete o să primesc două walkout-uri. Sper. _ YT. Să vedem, e posibil să nu fie, să nu pice nimic. Eu zic că o să facem 200 de cam. Arnold pe LB, da. Are weak foot 4. Știți, nu? Că m-am interesat eu puțin de... Te pup, Dani Daniel! Welcome back! Mersi de membru, bro! Mersi mult de membru, brother! Bine ai revenit! Băi, dar nu merg animațiile, Dani Daniel, de la Type Stream, brother! Nu merg animațiile la membri acolo, nu înțeleg de ce. Ai, de ce nu merg animațiile alea? Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce nu merg animațiile alea. Ibrahimovic! Ibrahimovic! PSM Baby. Mersi, Dani, Daniel, te pup. PSM Baby, mă uit acum pe Footbin și e 1.3. Nu știu când ai văzut 1.7, e 1.3. Dar nu merg animațiile pe Type Stream. Ți le dau eu manual pentru animație. Dar nu mai bine joci Davis pe LB și Arnold pe CM? Nu a existat ceva, bro. Davis ăla e mult prea bun. Da, mă, deci vreau să vă zic că am stat și m-am gândit. Ăștia doi o să joc unul din ei pe LB. Și teoretic Zambrota e mai bun ca Trent doar pentru simplu fapt că are weak foot 5. Dar acum vine întrebarea asta. Ăsta are weak foot 4, da? Deci skill-urile nu mă interesează, sincer, că nici Kleiber nu are skill moves, are tot 3 și n-ai treabă cu el. Deci acum vine întrebarea asta. Uite, vă întreb și pe voi pe chat. 4 weak foot versus 5 weak foot, da? Dar ce prefer? Că e vorba de acele long pasuri, e vorba de acele triunghiuri care le dai sus, da? Ce prefer? 4 weak foot cu 98 passing sau 5 weak foot cu 83 passing? Plus stamina, nu mai zic de stamina. 99. Trend, nu? Trend. Băi, hai să facem și noi 200 de like-uri să dăm startul la Pack Opening, așa mi-a arătat pe Footbin azi dimineață. Salut, salut la toți băieții de pe chat. Patrui, foot cu 98 passing, aia zic și eu. Eu zic că își face treaba pe LB, chiar dacă o să fie în chemistry 7, eu zic că își face treaba pe LB. Mai bun ca și Cancelo o să fie clar, nici nu există termen de comparație, sper. Și o să avem 5 tot în echipă. Hai să dăm startul la Pack Opening, boys. Avem nevoie de 200.000, atenție. Trent e 1.200.000 plus portar. Am vândut Van der Sar, Cancelo și toți jucătorii din club, așa că hai să dăm drumul, să facem 200.000. Poate primim și noi 1-2 cauturi. Avem încă o rachetoaică de la ZZS Mario, 10 euro, te pup, brother, mersi din suflet. Rachetoaică de la ZZS Mario, let's go, let's go, let's go, let's go. Te pup, brother, mersi din suflet. Mario a donat 10 euro, te pup, Dan, aici o melodie de-a mea pentru băieții care au plăcerea să-mi dea un like și un subscribe. Bro, acum, uite, facem promo. ZZS Mario, ia stai să văd dacă ești pe live. Dar nu ești pe live acum. În schimb, am să-i rog eu pe băieți acum. Le dau eu canalul. Boys, are 394 de abonați. Haideți cu toții să-i dăm un subscribe pe canal. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
Nu, nu pe live-ul ăsta, nu pe live-ul ăsta, mă refer, am crezut că ești tu pe live-ul pe canalul tău. Boys, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel la omul nostru Mario. Mersi încă o dată pentru donație, brodere. Am dat și eu pe subscribe, clopoțel, let's go, let's go, let's go. Hai, hai cu 400, hai cu 400, boys, hai cu 400, 399, let's go, let's go, let's go. Face muzică, da, trapper. O să-i ascult și eu melodiile, nu o să le pun acum pe live-ul ăsta cu premiile, dar... Mersi, mersi tuturor celor care au dat subscribe, apreciez pentru că unul la mână îl ajută pe el, dar mă ajută și pe mine să nu regrete cine donează și să încercăm să-l ajutăm cât putem. Haide mă, boys. Da, gol membri este golul pentru live. E golul doar pentru fiecare live. Că alertele pe termen lung nu funcționează. Boboc vine și el cu o donație prin super cea de 5 lire. Te pup, Boboc. Mersi din suflet, brother. Mersi mult de tot. Stai că astea vin cu întârziere pe super chat. Astea apar pe ecran. Donațiile funcționează. Dar vin cu întârziere. Te pup, Boboc. Mersi mult. 5 liroaice. Te pup, brother. Băi, apreciez. Mersi din suflet pentru susținerea tuturor. Haide mă, hai cu walkout. Hai cu walkout. Am mai spus că n-a dat pop. Ba da, dar nu prin super chat rareș. Am încetit Boboc, nu e nicio problemă. Alertele alea cu melodii, cu filmulețele sunt prin type stream, nu pe super chat. Nu există să pui la super chat, că nu te lasă YouTube. Salut Ștefan Ilie. Haide mă boys cu workout. Haide bă cu workout-uri, bă nene, bă să facem și noi 200 de K. Let's go, let's go, let's go. Mama, al doilea portar nu se poate. Așa îmi plac mie culorile Elisae pentru că în timpul jocului se vede foarte bine în timp ce te joci. În meniu poate pe tine te deranjezi, pe mine nu, dar în timpul jocului o să vezi că se vede super mare. Haide mă. Hai mă cu un knockout, băieți, că se poate. Hai. Mamă, frate, n-am primit niciun borț. Din 5 pachete n-am primit niciun borț, nu se poate. Dacă pica icon nu mă zic. Nu știu dacă pica icon, dar trebuie să fac 200 de ca și... E nasolichez. Haide. Fuck out, mă, let's go! Haide, finally, haide. Dă ceva forță. Aoleu. Aoleu, ce e asta, bă, nene? Inform. Oh, no. Oh, 125 de K. Bine. Ia să vedem, hai să-l listăm corect, că ăsta are second inform. Are două informuri. Bă, nu știu cât costă. Exact, pe Footbin arată 125, dar nu știu cât costă. Ca să-l pun exact. 132, 115,
Îl punem și noi așa. Îl punem și noi așa, să vedem. Că nu știu exact cât costă. Ce mai facem, turnerul? O să intre și el pe la 9, când, când o să urmeze să jucăm în cupă. Haide, mă, mai primim vreun nou caut? Am zis două cauturi pe live-ul ăsta, let's go! Unde pe pământ? Alex 64. Uite ce-s brother să trăiască familia ta. S-a vândut? Mamă, s-a vândut instant, cred că l-am pus prea ieftin, vai! Îmi plac rachetele, cred că l-am pus prea ieftin. Aia, aia, nu știam exact prețul lui, că e greu să vezi la ăștia care au second din form, prețul exact. O să intrăm în turnul și la Weekend League, teoretic da, să vedem acum. O să joace și el la el, să vedem. Joace azi la cupă? Da, da, da. Haide-mă, boys, haide-mă, boys. Bobo, Cardona 10 euro! Let's go! What the fuck, guys? What the fuck? Te pup, Boboc, mersi disciple pentru donație! Rachetoaică de la omul nostru, Boboc, mersi mult, broadere, mersi din suflet, apreciez, apreciez mult de tot. Rachetoaică de la omul nostru, Boboc, cred că a fost mai mult un experiment cu taxele plătite, apreciez, Boboc, mersi din suflet pentru rachetoaică, te pup, broadere. 10 euro, mersi mult de tot. Mersi mult, bro, haide-mă, 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 haide-mă pentru băieții noștri de pe chat, mă. Hai cu walkout, hai cu walkout, facem schimbări la echipă. Haide-mă, că se poate, mai avem nevoie de, nu știu de câți coins. Nu știu de câți coins, dar cred că suntem aproape. Mai avem nevoie de vreo 50 de K, ca să luăm și jucătorul ăla și portarul. Să aflați imediat despre cine este vorba. Un walkout din astea 3, 100 de K, 100 de K și 55 de K, let's go, hai mă, că se poate. Se poate, mă, băi, se poate, mă, băi, se poate. Haide-mă. Haide-mă, haide-mă, Brazilia. CM? N-a vrut. Mamă, și am rămas cu două pachete, boys. Mamă, e nasolichez, boys. Mamă, dă o cau de aici, guys. Măcar unul din două. Salut, Cosmine. Toți că la Survivor am citit pe cea mai devreme felicitări și nu știu care e combinația. Am auzit de emisiunea asta că văd pe TikTok când mă mai uit. E marfă emisiunea. Bine, m-am uitat niciodată, dar așa vibe-ul e bun. Nu știu, să-i urăm succes lui Pitoșcă și ce să zic, să posteze pe YouTube să vedem ce se întâmplă acolo. Ar că am trebuit un knockout din astea două, unu. N-are cum, sunt de 100 de care nebunesc dacă nu dă. Am plecat, hai. Haide-mă. Mamă, nu e walkout, mamă. Mă distruge. Messi! Mamă, mă distruge dacă nu-mi dă walkout. Bă! Ce se întâmplă, bă? Avem încă rachetoaică de la omul nostru, Mario! Ce se întâmplă, brotherilor, în seara asta? Doamne! Ce se întâmplă, brotherilor? Avem o donație de la Mario, rachetoaică,
cu mesajul, un follow back pe Insta, nici nu se pune problema, 076, hai că spamez eu pe chat ca să vadă băieții să dea doar click, să le fie mai ușor. Un follow la omul nostru Mario pe chat, pe Instagram, let's go, let's go, let's go, let's go, haide boys, haide boys, haide boys să-l ajutăm și că ne-a ajutat și el pe noi. Și follow back, gata brother, let's go. Let's go, haide mă, haide mă boys. Băi, mulțumesc din suflet pentru tot suportul vostru, boys. Sper să pice ceva aici, să fie nebunie mare de tot. Ar fi forță, mamă, să dea ceva, mâncate și o hemoragie din aia de 2 milioane de coin și sunteți nebuni. Nici nu știu ce... Hai de cap, haide mă. Salah in form. I-am dat drumul la pachet. Mamă, m-a rupt. Două pachete de 100 de cap fără walkout. Mamă, m-a rupt. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Mamă, oare ne ajung coin și să facem schimbarea la echipă, boys? Uite, ăsta zici că e Ramos. Chisel. Luigi, dacă ești pe chat când e cu bracket-ul cu astea, o să pun la pin post. Salut, Aline. La ora 9 începe cupa, băieți. Nu știu ce, cum ai crede, ce, nu știu ce înseamnă la faimoși. Ce, sunt două tabere acolo în emisiune sau... Nu e român, nu. E englez. Pixel la 75. Vezi că Fodon e scump? Păi și ce-am făcut? L-am vândut sau ce? Mai scump sunt silverii. Silverii sunt mai scump decât gold-ul. Gata, hai că am terminat repede cu ăștia. Ăsta e ultimul, cred, nu? Da. Haide mă, boys. Haide mă, boys. ZSS Mario a donat 1 euro, te pup. Mersi, mersi și eu, brother. Te pup și apreciez suportul tău. Mersi mult și sper că te-am ajutat atât eu cât și băieții de pe chat. Haide-mă, 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 să vedem dacă ne ajung cu înși. De bestia asta. Al cincilea jucător tot e la echipa noastră, băieți. Și ne trebuie și portar, mă, băieți. Ne trebuie și portar, băi, nene. Ne ajung de ăsta, dar nu ne ajung de portar. Ah,
Nu o să ne ajungă de portar. Cât e Alisson? 8 în poartă. Cât costă Alisson? 8 gold? Am aștept că așa să mă gândeam că Jack ar mai termin să fie, dar mai sunt 2 zile și rip SBC. Haide mă, luăm așa. Salut, Bogdane. Așa, loialitate, manager, Franța. Loialitate. Trebuie să-i dăm Anglia lui ăsta neapărat. A, e Anglia. A, îi mai trebuie loialitate, măi, mai trebuie loialitate. Pop în poartă. Pop în poartă, ziceți voi? Păi, cât e Alisson? 50 de cai Alisson? Bă, o să fac bani de Alisson. Deci de Alisson fac bani, că am... câți jucători am aici? Asta e să vedem. 50 de jucători. Dacă pui media un ca 50 de ca, fac bani de Alisson. Dar o să-i fac abia la turneu, la nouă fix. Cred că nici n-are sens să punem portar, nu? Cred că n-are sens, a? Sau hai mă, hai să luăm Pop. Că nu o să se vândă jucătoria aia până la turneu. Cred că în al doilea meci, cred că în al doilea meci o să avem portar. În primul meci nu o să avem portar. Nu îmi place Pop in form, l-am avut. Cred că mai bun gol. E mai înalt Alisson Ștefan Ilie, de-aia. E puțin mai înalt. Da, și ar mai rămâne la Rashford să umplăm acolo puțin. Cam așa ar veni echipa. Mai rămâne la Rashford să umblăm pe viitor, că e puțin cam buturugă pe poziția de cam, trebuie ceva mai agil, dar e bun și Rashford, că e în chemistry 10. Mai avem puțin până la cupă, mai vorbim cu chat-ul. Dați-mă, da. Ia să vedem cât s-au înscris până acum. Stați așa să vedem. O, bine rău, suntem 22 până acum. Bine rău, 22. Lista cu participanți, ia să vedem. Pe
Uite-l și pe Giannis. Ce a zis, s-a băgat din nou. X Luci și băiatul ăsta. Fără Nazario. O fi youtuberul Frank Nazario? Deci pe băiatul ăla Mimimoc. Eu joc cu MDG Maican. El mi-a recomandat Zambrota, da. Dar am mai vorbit cu el și până la urmă am hotărât să iau Trent. Că am stabilit împreună că 4 weak-foot cu pasă 98 e mai bun decât 5 weak-foot cu pasă 83. Așa, la prima vedere mi-a recomandat Zambrota că are weak-foot 5, dar asta o să paseze mai bine ca el, sunt convins. Să ne vedem în finală, ca pe vremuri. Am jucat ieri finala, dar nu te-am văzut, n-ai jucat ieri. Am jucat și ieri și acum două zile. Dar nu te-am văzut, Ianis, cred că n-ai jucat să-ți trească. Din păcate am pierdut, mâncați, nu se poate. Nu se poate, am pierdut finala ieri. Deci ai pus jucătorii cu 10K de lene. De lene, mâncați, și am pus așa cu price-ul normal pe default, le-am dat doar listarea. Băi, ăsta n-are loialitate, mă, ăsta o să dureze până face, o să fie o tigaie până face 7. Mamă, primește boost de plus 2 pe viteză, nu se poate așa ceva. O să aibă plus 4. Vezi că ăsta, dacă șutezi, fiți atenți. Fiți atenți puțin, dacă știți, da, povestea. Finishing-ul se activează, statusul de finishing se activează când ești în careu, iar din afara careului se activează long shot-ul și shoot power-ul. Deci cu ăsta, teoretic, chipurile, dacă șutezi din afara careului, șutează cu șutul ăsta. Adică, practic, șutează mai bine ca și Cristiano Ronaldo. Dar, sincer, nu cred. Voi credeți chestia asta? O, nu. Bă, Ati Joel, avem membru de rank 2, Ati, te pup, broadere, mersi din suflet. What the fuck? Ibrahimovic, membru de rank 2 de la omul nostru, Ati Joel, welcome, broadere, mersi mult. Echipa nesimțită, zice. Semi. Mamă, what the fuck, Romania, 3 cars of police in front of my house. Joacă, mă, e tu ăsta ceva sau? Aici mai vreau să umblu la Rashford. Dar nu știu ce să fac. Dar nu pot să punem mar. Dacă îl pun pe... Nu pot să pun Neymar aici, mă. Îmi trebuie ceva din Premier League. Ce aș putea pe viitor să pun aici, mă? E un singur card. Deci există un singur card aici. Care ar fi pe sufletul meu, dar e scump. Din țosul de 94. Dar e 6 milioane, niciodată nu o să-l am pe ăla. Dar să-l bage la SPC ceva. Sau Mane, da. Bravo, Mane ăsta de 93. Bravo, uitasem de Mane. Ronaldinho sau Mane, da. Dar merge Ronaldinho. Ronaldinho ar fi pe preferatul meu de când e jocul. Problema e că e prea scump ăsta, bunul, mă refer, ăsta care, da, unde, acest stamina mică are, de ce așa, 83? Uite cât costă, 83 stamina, mă, n-are cum așa puțin, mă? Și Optimus-ul cât are, ia? 87 Optimus-ul. De ce are stamina așa mică, mă?
Mane ăsta ar fi ceva. Mamă, dacă ta viteză are, ferească Dumnezeu cu aia. Cum poți să ai atâta viteză, mă, să-l pui pe ăsta pe poziția de cam 98? Lui ăsta doar balance mai trebuie să-i dai. Deci lui ăsta doar balance mai trebuie să-i dai. La engine, dacă îi dai, îi dai degeaba. Ceva care să-i dea balance, dar fără să-i dea viteză. Ia stai că le iau pe rând. Finisher. Finisher. Engine-ul. Guardianul ăla de defensivă. Engine-ar fi. Sau finisher, finisher, mă. Finisher. Finisher, da. Ribery, e slăbus Ribery, că nu e Ribery-ul ăla de anul trecut, nu-l confundați. Deci nu compara ăsta, deci nu comparați vreodată în viața voastră Ribery-ul ăsta cu ăla de apăruse anul trecut în luna iulie. Ăla a fost the best card in the game, vorba vine. Ăla a fost... Deci ăsta... 5 cu 5 high medium. Deci până și workrate-ul ăsta are medium, ăsta are high medium. Lui ăsta n-ai ce să reproșezi. E 5 cu 5 cardul ăsta. Stamina 90, strength 91. Uite cât are strength ăsta, mă. Bă, cum e posibil, mă, de la an la an, mă? 58 și aici avea 91. Mersi, Edu. Ai încercat 5-3-2, am înțeles că e OP. Bă, n-am încercat 5-3-2. Că nu vreau să încerc, chiar dacă e OP. Nu-mi place ideea să mă joc cu 5 fundași, mă enervează psihic. Salut, David. Vezi că Rashford ăla e putere. Dar mai bun și Rashford, deci nebun. Cred că mai e cât, nu știu cât costă, 900 de ca un milion. O, na, de ce așa? A, dar a bubuit marketul de când cu tot. Nu-i prețul lui real ăsta. Ăsta nu-i prețul lui real. E 900 de ca. De-aia mi s-a dus mie echipa, mi s-a dus de la 27 de milioane. Echipa mea face acum aproape 30, mă, e incredibil. Deci de la 27 de... A bubuit marketul, mă. Mane ăsta ar fi ceva de... Arată bombă. Dar e mai bun ca asta, mă. Are stamina 94. I-a dat pe viteză plus 3, coaie. Păi cum poți să-i dai pe viteză plus 3, ești nebun? Mamă, ăsta dacă dai finisher... A, dar nu-i de long shots deloc. Dar nici nu-i trebuie long shots. Păi trebuie long shots, da, de pe poziția de cam. Salut, Mihai. Se par nemulțumit cu Rashford. Nu, n-am spus că sunt nemulțumit cu Rashford. Am spus că pe viitor, pentru că primesc întrebarea asta de 100 de ori pe fiecare live. Ce ai mai vrea să schimbi la echipă? Așa e normal, te întreabă lumea și eu întreb alții. Ce mai dori să schimbi la echipă? Și pe viitor, teoretic, următoarea schimbare ar fi la Rashford, nu? Nu că e slab Rashford sau ceva. N-am încercat 5-3-2, bro, nu știu cum e. Kimmich, da, Kimmich merită orice bănuțe, top Kimmich. Credeți că Varanul ce le-a bubuit? Toți au bubuit, bro, toți au bubuit. Eu am avut Varanul ăsta de două ori, l-am avut și i-am dat pe el 1 milion. Și acum e 1.700.000. Eu am dat 1 milion, l-am avut pe ăsta. Ce nu mi-a plăcut, sincer? Bine, nu că nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut, dar între el și Desai, sincer, aleg Desai. Au bubuit cardurile astea, dar nu înțeleg de ce. Mamă, au bubuit toți, bă, nene. Coaie, toți au bubuit. Eu pe ăsta l-am luat cu 1 milion. 1.100.000. Coaie, au bubuit toate cardurile. Dar ce se întâmplă cu jocul? 1 milion l-am luat, coaie.
Ce market crash? Păi da, dar vezi că e gândită bine. Ia fii atent. Dacă acum au bubuit prețurile, da? Și sunt destul de constante prețurile, adică sunt bubuite la toți jucătorii, da? Deci dacă acum au bubuit prețurile și va urma un market crash, market crash-ul de fapt doar va stabiliza piața și o va readuce la prețul normal, nu vor scădea. De exemplu, ăsta e 4.7, da? Acum, dacă vine market crash-ul, se duce în 4 milioane. Păi e bine, că 4 milioane era și înainte. Adică nu pierd mulți coins la ei, la jucători. Iar dacă vine un market crash, ce formație joci în game? 4-3-1-2. Poate scad mâine la Future Stars, brother, n-au cum să scadă mâine prețurile la... E prea mare hype pe Future Star-ul ăla, că nu e așa wow. Nu știu de ce v-ați luat, v-ați tripat pe Future Star-ul ăla, nu e. Stai că încerc eu să vă caut poza. În afară de Ansu Fati, nu e așa wow Future Star-ul ăsta. Nu știu. Bine, asta e doar o predicție. Și o să urmeze Future Star echipa 1, Team 1 și probabil o să fie și Team 2, dacă ținem minte bine. Parcă așa a fost anul trecut. Vor fi două echipe de Future Star, dar nu mi se pare să zici că, mamă, ce o să se întâmple când apar Future Star-urile. Nu le rosești pe Kimmich cât de mult, dar unde ai vrea să-l joci pe Kimmich, brodere? Cum adică dacă le rosești pe CDM? Păi aia e poziția lui. Gravenberg și Pedri. Pedri, da, e bun și Pedri. Mie știți cine mi se pare interesant de aici? Vă zic sincer. Hai să-l caut. Mi se pare Konate interesant, pentru că are înălțime 1.94. Odată. Ăsta, Gravenberg, ăsta o să fie top row. Ăsta o să fie monstru. Gravenberg ăsta s-a terminat. El îi dai shadow. Hai, nu mai știu ce înălțime are. Are 1.90. Mamă, are 1.90 cu aia. Cerchi are 5.5. Cine e Cerchi? Nu-l văd pe Cerchi. Mamă, Camavinga. Uite-l pe Camavinga cum arată. Deci Camavinga și cu ăsta, cu Gravenberg. Deci stai să văd înălțimea lui ăsta. Ăsta e top, 1.90. Ăsta 1.82. Cred că aș merge pe Gravenberg ăsta, sincer. Al doilea primul? Al doilea rând primul. A, Cerchi. Și Cerchi are 5.5? Zi-mă, fără mișto, Cerchi are 5.5? Păi o să fie marfă atunci. Da, are 5.5. Hai, low. Bă, ăsta o să arate bine rău cardul ăsta. O să fie bombă cardul ăsta. Ăsta o să fie talent rău. Da, Cruciu Remus. Brodere, Remus are moderator la mine pe live. Dacă ești Remus adevărat și se a întâmplat ceva cu contul tău, sună-mă sau scrie-mi pe Messenger. Te pup, Cristiane. Salut, bro. Tu crezi că nu realizezi cât de mare e acest promo? Bro, cred că te-ai prăjit rău. Ești nebun. Dacă și ăsta e promo mare cu Future Star-ul, atunci ăla de la tot ce a fost. Ești nebun. Promo-uri mari în jocul ăsta, sunt două în jocul ăsta, atâta. Nu există promo-uri mari, doar două sunt. Toti și Team of the Season. Restul sunt normale. Restul sunt promo-uri normale ca să țină jocul viu. Nu sunt uriașe. Că le facem noi, youtuberii, hype la promo-urile astea și zicem, mama, apare, pula mea, facem asta că... Na, dar promo-uri mari în jocul ăsta sunt doar două într-un an. Toti și Team of the Season, atât. Astea sunt promo-uri mari. Salut, Răzvane. Salut, Alexandru Mira, te pup, bro. Că nici nu mi-ar intra în echipă. Nu de asta neapărat. Da, poate aveți dreptate, poate gândesc eu dintr-o perspectivă proprie.
Să zic așa, poate aveți dreptate, da, poate ele sunt promo urmar și eu nu-i văd potențialul la promo ăsta pentru că nu sunt interesat de niciun jucător. E posibil să aveți dreptate dacă stau să mă gândesc. Adică, uite, la o echipă de sub 3 milioane de coinși, faptul că o să iasă cardul ăsta, care are 5 cu 5, probabil va fi cel mai folosit card și cel mai bun la orice echipă de sub 3 milioane pentru că e Franța și are 5 cu 5 pe poziția de cam. Deci ăsta teoretic ar trebui să fie prezent dacă e sub 1 milion de coinși. Da, cred că o să fie sub 1 milion de coinși. Cred că o să fie 500 de K. Cardul ăsta ar trebui să fie prezent în orice echipă. Poziția ax central 5 cu 5. Îi dai Hunter că pasă are top, dribbling are top, defensiva nu te interesează, 7-6. Deci ăsta Hunter clar. Bă, a început cupa? A început cupa? Stai mă că doar pe mine m-a început cupa, e și 13, am uitat. Băi, am uitat de... Îmi dau băieții ăștia tag. A apărut bracketul, bracket final. Ia. Uite-l pe Ștefan. Uite, sunt pe bracket cu Vlad Ghițu, mă. Cu omul meu de la turneu. Și băiatul ăsta cred că joacă bine din ce țin minte, X Luci. Și sus e bracketul greu, ia uite. Se întâlnește Nedelcu cu Iani, s-a auzit. Mimă Bogdan. Deci pe bracketul ăsta până în semifinală, teoretic, ca să nu mă dau pe mine exemplu, Vlad Ghițu este favorit, da? Până în semifinală. Aici o să fie jale. În semifinală o să se pună stop. Ori într-o parte, ori în alta, nu se știe, dar jocul PCH România. Mamă, ce... PCH România. Rog un moderator să copieze mesajul de ieri de pe live, ăla de la Pimpos, ca să-i dea copy-paste aici, să-l ajustez eu, să pot să-l pun, ca să nu mai stau să-l... Ce guiță câinele tău. Da, ea cred că i-a dat o bucată, Georgiana. Nu guiță, îl mai bate din când în când, că face prostii, bine vorba, bine îl bate. Îi mai dă așa câte o palmă dacă face prostii, că nu vreți să știți, de dimineață până seara ne terorizează, sunteți nebuni? Cred că i-a scăpat o bucată de-a ghiță, de-a ghițuit așa. Vrea să dai ping? Pin, bro, nu ping, pin. Dar ce ai scris, Andreas? A, am văzut. Unde e mă pe ăsta, bă, nene? N-avem coach în seara asta, mâncați. N-avem coach în seara asta. Da.
Cătălin Minuț, cum ai? Cum ai pe PlayStation 4, Cătălin Minuț? La toți membrii dau accept, nu trebuie să... Nu trebuie să mă rogi, puteai să-mi zici... Sclavule, dă-mi accept. Ce era să mai zic, ești nebun? Cum ai numele? Nu-mi dau seama, așa zi-mi cum ai numele. Mi-ai dat cerere? Salut, Cătăline, pe CH. Cu tine joc acum, nu? Salut, Alin. Mersi. Dar nu te găsesc, brodere, cred că am trecut de tine. L-ai fi pe Bruno Aspăr în ciuncun sau o să... Haide mă băieți, let's go. Mam, aoleu. Aoleu, de la cine s-a dus într-una? O linie roșie avem, brodere? Ești fier pe weekend, ligă? GLHF, succes tuturor participanților și lui PCH România. Ai scris, Robert? Păi pune și link-ul bracket-ului, bro, că poți să nu te lasă? Hai, lasă-l așa, că-l modific eu după aia. Îl modific eu după aia.
let's go. Stai, brother, wait, wait, I'm in the game, after I finish, I will invite, ok? Ok, bro. Ok, bro. Trent! Trent, la balon! Trent! Ai, mă, Clyburn, mă! Hai, Trent! Dacă dai ceva la organizator, nu pleci cu mine din prima. Gata, acum, acum pun Robert. Mersi frumos. Bă, dar de ce am dat de două ori bară, m-am șutat prea tare? Ai ratat din dar... Da, cred că am dat-o prea tare, mă, cred că sunt prea fomist și șutez prea cu sete.
Nu sunt cumpătat la șut. Cred că nici să șutezi prea tare ca țăranul. E bine că dai în bară. Sau nu știu de ce. Poate în capul meu. Let's go. Am 101 MS-uri, mă jur pe cea mai scump, dacă vă mint. Bine, cred că așa are și el. 101 MS-uri, mă, e incredibil. Dacă bine și el, da. Toți sunt jucători buni, mă. Dar e tot nu ratează, ca să știți cum stați. Opa. Cred că n-a vrut să fac asta de la delay. Am șutat la scurt, ce retar sunt. Am Alfons. Faultat. Mamă, ce-mi căuta Van Dijk acolo, bă, nene, bă. Open up your eyes till you're blinded.
Mamă, ce pas a fost aia, mă, sunteți nebun? Da, cam astea sunt schimbările, nu? Let's go! GG bro, GG tuturor, let's go. Hai să-mi introduc coach-ul. Hai că pune pe live acum. Așa. Cum avea asta PSN-ul, mă? Că am uitat. Aveam un PSN-ul, băiatul ăsta, nu am uitat. A, uite-l. Ia să vedem cu cine joc în runda 2. Încă nu știu. Hai să când 2 minute intră. Nu aveți de unde să știți, e un băiat din Anglia. Celălalt meci nu s-a terminat? Music.
Desa, Baby, Varanu, Cele, mie-mi place Desa. Desa e... Ștefane, ești pe chat, nu, bradere? Ștefane, de când? Haide, mă, mâncați-și, că... Am speranța în tine să mă scap de rechine, știi, ești nebun. În runda 3, dacă trec de băiatul ăsta, îl avem pe Vlad Ghițu. E favoritul meu la turneu. Hello, brother, hello. How are you? Bro, da? What did you get on rewards? Absolutely nothing, eh? Same for me. Wait, I give you share play now. Share screen. Ia să vedem dacă am făcut conști de portar. Allison is good, bro? I take Allison? What are the options besides Allison? Nothing, eh? I will have money for him in 5 minutes. I will have money for Allison. I bought Trent. It's on 6 until he have Lalit. And Allison or Ederson in form, huh? Zice Ederson dacă ar fi o variantă pentru kicking. Vali e băiatul care a jucat ieri finala sau semifinala? Razelinio, tu ești? I pass round 1 and now I play in round 2 with a guy who I played yesterday. A avut finala cu Vlad. Bro, ieri eu am jucat finala. Ce finala ai avut? Ieri eu am jucat finala. Ai nebunit la cap? Când am jucat cu el? Auzi ce mi-a zis antrenorul. You can beat him again. Acum 2 zile. Și m-ai bătut? Când am jucat noi ultima oară? Sau te-am bătut? Că nu mai țin minte. Știu că am transmis pe live, mi-aduc aminte, dar a fost cu 2 zile în urmă, da. I won 2-1 against him last time. Cică o să te bat 3-1, a zis antrenorul meu, 3-1, cică o să te bat azi. Ai echipă bombă cu ceas, dar fără mine degeaba, te pup, bro. Da, te-am avut și pe tine, dar l-am luat pe ăsta. Să pun la pin? Aha. Gata. Salut, Marius. Băi, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, să faceți și noi 350. Salut, Patrick. I have Pop as a goalkeeper until I will buy Allison or Ederson.
A, stai, brother, liniștit, bro. Stai, brother, liniștit. GG oricum, GG. GG, nu-i problemă. Poți să-mi scrii pe live, bro. Poți să-mi scrii pe live. Băi, ce pula mea. Bro, I cannot connect on Ultimate Team. I can't connect on Ultimate Team. I got banned. Ban on live stream would be sick. For ban for chap-charap coins. Chap-charap coins. Ah. A little. Tu. No, 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 no. Yeah, yeah. Yeah. Bă, nu, I cannot connect on Ultimate Team, what the fuck, Romania? Romania, it's down? Servers? No, 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 Romania, good, but not good. Wait, I ask, boy. Ah, they say someone said on the live stream he also can't connect. Băi, Luigi, nu pot să mă conectez, Luigi, bro, să... Ai, also in your country? Ah, ah, that's good, that's good, au picat serverele. That's good, because he can't kick me out from the tournament. But why, what the fuck? It's very strange. I think it's first time this year or second time, something like that. Second. Au picat serverele, nu se poate. Oh! Dar probleme la toată lumea, nu doar la mine, Luigi. Eu sunt pe PlayStation 4, Skillflow, poate tu ești pe altă consolă. We wait few minutes and if not, GG to everyone. They can give me the money even if I don't play, right? we have one pro player now in this tournament today. We have one pro player, 30 with 0. I beat him 5-2. Last year, but this year he's better. I try. Manule, pe tu nu ești pe PlayStation 4, Manule, normal că la tine merg. Da, it's working. Let's go. Let's go. 42,000 coins for Alisson. Ah, we have two pro players. Two pro players in this tournament, not one. Two players pro. 30-0 both. One of them almost qualified for Global Series. But the power of mental coaching is strong. We can beat them, right?
Yes, my passive skills are strong. Alisson or Ederson in form? Wait, I check Ederson. How much is it? Ederson. No, Ederson in form, not only Alisson gold or Ederson gold. I buy Alisson, right? Ah, ok. Orică. Luăm Alisson, băieți, luăm Alisson înapoi. Oh, it's expensive. What the fuck, Romania? Why is this 70,000? It was 50k, bro. What the fuck? No, I quick sell the players. Wait. Imediat, Vali, imediat. Stai să-mi aport Vali. Un minut, te rog. Salut, Georgian. No, regular pairs. I don't have. I packed today Savic 88 in form, 100k. Oh, this one no. Oh. Aha, yeah. Ok. Avem coinci, gata, avem coinci. Nu-mi da pe mine, că e tot. Gata, am făcut coinci de Alisson. Aba, nu, e 68, stai, scuze, mamă, stai. Stai, că n-am făcut coins. Mai trebuie să vindem puțin. Ah, i-am dat sentul. Nu mai râdeți, mă. Că cine știe la cine am dat quick sell din greșeală pe aici? Să dau de lui la club? Acum ai tu, Vali. Nu, că nu te cred. Gata. Mâine weekend league, clar, mâine weekend league. Let's go. Yeah, glove? Aha, good.
Welcome to club. Dacă zice cu Excel gulit, păi nici nu am gulit. Să dai seama că îi dau. Îl ascult așa 99%, dar dacă simt eu că fură curent sau ceva... Te pup, Kinder. Maybe, oh, you have a good squad. Maybe watch that Trent on 7 chemistry to see if he's decent. Four weak foot is good with both. Yeah. No. Alisson, is he crazy? Oh! Am luat gol din cauza lui Alisson. Let's go. Okay.
Păi, dar crochetele alea nu erau scoase? Pardon, crochetele. Bridge-ul ăla nu era nerfuit? Vorba bine scos, era nerfuit. Oh, I didn't pass there. Fui leu, with that fucking bridge. They said it was nerfed, the bridge, but yeah. Da, zic, nu folosește bridge-ul, folosește celălalt. Yeah.
I stay with Trent, I think stamina is good. I change only. Let's see. Maybe Davis on Trent, like this and this. Yeah. You have low stats on Trent, I think.
Christian crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Wait, I must switch the scene because he can see. Are 1-0, da. A bătut la ultima, am sărit GG bro, m-a bătut, uite, la asta, la ultima am sărit acolo, dar m-am dus puțin în dreapta. Ok. This turn was so quick. This one. Yeah. But I think this Desai should take the ball here, even if I don't tackle, I mean. GG anyway. Yes. Yeah. Anyway.
Okay, bro, we're gonna talk after private, okay? Thank you for the share play. We talk. Da, mă, da. Ce să mai... Ai, ne-a bătut om. Le dai meci pe live? Le dau meci pe live. Vali cu Ghițu iar? Îi dau invite în partea lui Ghițu. Cum avea numele? Stai așa. Am dat invite în parte. Hai să-i scriu. Vlad Ghițu. Stai cum scrie așa. Acum pun meciul lor pe live. GG oricum, băiatul ăsta. Bă, mi-a zis că ăsta, bă, antrenorul că am greșit de două ori, de-aia am pierdut. Mi-a zis că am greșit o dată cu Alisson, că nu trebuia să încerc pasă pe sus și să dau pe jos. Pentru că neavând kicking, drept dovadă, mi-a greșit pasa. Trebuia să dau pasă simplă pe jos și mi-a zis că acolo nu trebuie să fac tackling, chiar și cu riscul de a face penalti. Că dacă nu iei mingea, iei gol oricum. Dar mie nu-mi place să fac penaltiuri. La penalti m-a bătut la un gol diferență. Sadio Mane starts with Ousmane Dembele in the wide positions, and so many different ways to configure an attack. In this case, it'll be two men up front. Ia să vedem. În cine e Rareș? Am încredere. În șomerul ăla de Alisson? Mane. Zic, dacă e bun, funcționează shit play-ul, nu dacă e bun ăsta. M-a întrebat băiatul ăsta, e bun? Și am crezut că se referă la adversar, de el m-a întrebat de Shirley. Aia nu e vorba de plus. Când se faci parcheta, ție luna apăsat și din analogul dreapta ție într-o parte. Salut, Mihai! Se referea la coach. Mamă, l-a rupt, ești nebun, dar degeaba. Dar ai nesimțit, mă, bridge-ul ăla, mă, de-l face băiatul ăsta, mă, cu Ronaldo. M-a surprins de două ori pentru că în mintea mea a fost că nici nu o să mai încerce, că e nărfuit. Dar el, de fapt, el nu făcea bridge, făcea ăla cu din analogul dreapta. Știți că mai e o variație de bridge, la aia n-a fost umblată deloc. Bruno
Sunt curios dacă o să-i dea gol și lui, la fel cum mi-a dat mie. Pe Discord, ia. Am văzut o poză cu Future Star. Ce? Am văzut, bă, știu. Ce să văd? E direcțional bridge-ul ăla, da. Nu, ți-ai apăsat pe L1, R1 și dai din analog și nu mai trebuie să ai să aștepți să faci timing la asta. Îl faci în ce direcție vrei tu. Dar e indicat să-l faci tot pe aceeași direcție ca și cum ar fi de bridge. Uite, iar i-a făcut. Aia e oficială. Da, dar nu-ți dai mare seama, mare lucru, manule. Dacă mai aveam PS, mă jucam și la cupele astea. Mamă, dar ce goluri am luat cu aia. Am luat un gol din a mea și un gol din The Bridge. M-am luat două goluri. Ai ori arău de tot. Ia vezi că i-a dat gol, Vlad. A făcut bine rău cu kill to kill ăla. Am pierdut la penaltiuri, mă. Mă și ofti că n-am putut să vă arăt penaltiurile. Mamă, ce bine rău aici. Mie îmi perește mai mult modul de amicale. Eu, pe toți ăștia pe care am bătut la cupele astea, cred că dacă mă întâlneam cu ei la weekend, îi pierdeam cu toți. Așa, la 1 vs 1, modul mie îmi perește. N-am avut niciun match. N-am avut niciun match gen să escaladeze, să zic așa, niciun match de când mă joc. În 80% din ele am câștigat, dar în alea în care am pierdut, bine, am pierdut toată împotriva lui Techie, acum al băiat ăsta la penalti și am pierdut toată, mi se pare, dar toate strânse. Păi i-am luat metoda lui Blackie, mă. Blackie de România. Dar nu știi tu, manule, că te uiți la Fox Kids când nu te uiți la FIFA. Să-ți fac echipa de la zero? Nu, că durează 3 ore să faci o echipă de la zero. În schimb, poți să te ajut cu echipa, să-ți dau sfaturi despre echipa, să-ți fac un review la echipă, da. Mihnea. De ce nu fac eu cupa mea? Că e bătaie de cap, bro. Crezi că eu am timp să stau să strâng bani de la fiecare, să mă cir cu ăștia, cu toți nebunii ăștia? Lasă să fac el. E bătaie de cap, frate, să stai să strângi banii de la fiecare, ești nebun. A, ia vezi? Ruină cap. Avem raid de la Tudor Buțan? Mersi frumos, băieți, mersi mult, Tudore, respect. Mersi frumos pentru raid, Tudore, te pup, bro, mersi din suflet. Mulțumesc băieților pentru raid, boys, mersi, mersi frumos. Nu uitați, apăsați și pe butonul de subscribe dacă tot ați venit. Apreciez foarte mult raid-ul, mersi din suflet. Welcome, boys. Mamă, ce de lume, mâncare, uite câte gălăgie pe ceavă. Pup, băieți, bine ați venit. Toti?
Toti, Toti, ne-a dat Toti de... A mers pe burtă la Toti. Mersi, mersi frumos, băieți de raid. Oh, bine. Îl are pe la sus. Penalt. Mamă, cred că îi dă și roșu. Dar nu văd. I-a dat roșu? Stai să văd. A, nu i-a dat roșu, i-a dat galben. Bă, dar poate să vadă unde bate la mine pe live, cu aia. Mamă, cred că mă înjura Vlad Ghițu de mă spurca. Cu aia trebuie să schimb scenele, că poate să vadă băiatul ăla la mine pe live, că am delay o secundă. Gen, mamă, ce prost sunt, am uitat, trebuie să schimb scenele la penalti. HD cap, ruină cap, ar fi talent, ruină cap, da. Dar trebuie să găsesc pe cineva să mă ajute cu site-ul, cu bracket-ul, să strângă banii, că eu n-am cum să-mi țin și live-ul. Blacky cap ăla, că de face live-uri pe Twitch. Ăla nu face nimica, ăla, la el gen nici nu vorbește. Eu n-am cum să fac așa, unul la mână că joc și eu în cupă. Și eu interacționez mult mai mult cu publicul decât face băiatul ăla. E bătaie multă de cap. E o idee bună, dar momentan e ok așa. Dacă au apărat asta care a bătut venea pe live și te înjurat de tot. Ăștia suntem, i-am făcut maracana lui Vlad. Ce ai, mă, meu Vlad? Pe Vlad doar eu pot să-l bat, mă, sunteți nebun. Da, bro, dar e o idee, dar vezi tu că dacă aș face ar trebui să vorbesc și cu Luigi, pentru că acum e urât să mă apuc eu să fac cupă peste el. Deci ori eu am face la ceva, nu știu, proiect comun sau ceva, pentru că nu s-a apucat el să facă cupe și mă apuc eu să fac să se înscrie lumea la mine în loc să se înscrie la el. N-aș vrea așa, nu-mi stă în caracter. Uite, face ăla. O, bine. Stai că a intrat un băiat întârziat de la Tudor Marin. Boys, nu uitați să dați voi un subscribe la canal, care sunteți noi. Dă-i pasă, dă-i, așa. Bum. Dacă crezi că ai pornit cu mine. Să-ți uitați de unde ați plecat. Niciodată. Dacă nu m-am schimbat în 3 ani de zile, crede-mă că nu mă schimb acum. În cazul ăsta luăm niște fonduri europene. Ar fi frumos să facem ceva mai profi cu o expunere mai mare. Niște cupe la modul cum a zis Alex. Cu 100 de oameni în cupe. O, nu. Mamă, ce-a riscat acolo, bine rău. Mamă. Mamă. Mamă, ce...
Mi-e rușine mie de ce încearcă Vlad. Vrea să-i dea rușine pe live, mă. Băi, ați văzut ce face nebunul ăsta, mă? Vrea să-i dea rușine pe live. Mă răzbună pe mine, mă, de fapt, el. Băi, deci el mă răzbună pe mine, ca să știți. El joacă acum așa, că mă răzbună pe mine, că știe că mie îmi place cum joacă el. E băiatul meu la cupă, ești nebun. Dacă nu câștig eu, să câștig el. Tot s-ar băga pentru 200 de euro. Luăm fonduri europene și ne apucăm de treabă. Dar mă, facem frumos, uite, cu price pool de la mare, de la 200 de euro, cred că se bagă și aia din afară, dar nu le dăm noi voie, doar cu români. La 200 de euro, dacă ar fi în fiecare zi, bine, nu în fiecare zi, luni, marți, miercuri, sau și joi, luni, marți, miercuri, joi, cum ai tu, dar ți-am spus, eu vă spun oficial, nu mă ascund de nimic, dacă vreodată aș face eu așa ceva, aș face doar cu acordul lui Luigi și tot el să fie managerul. Doar că am redenumit-o plus minus pentru audiență. Dar tot nu-mi place să mă bag peste nimeni, că se vede urât rău de tot. Mam. Mamă, dar nu-l lasă să respire, mă, deci fără, îl bate fără drept de apel, ești nebun. Bă, dar cum e jocul ăsta, deci gândiți-vă puțin o secundă, nu ca o laudă sau ceva. Eu pe băiatul care are 3-0 acum l-am bătut și pe mine m-a bătut băiatul ăsta la altul, care e condus cu 3-0. Deci cum e jocul ăsta, mă, e vorba de stil. Un stil bate un stil și stilul ăla pierde de la alt stil. N-am înțeles nici ce am zis, dar... De ce ai șterg mesajul lui Luigi? Că facem fonduri europene, facem ceva frumos. Luăm 10.000 de euro și facem televiziune, camere, frumos. Studio. Mam. Mil europene. Așa e, Alex, așa e. Eu oricum am implicat în cupele astea de la început. Am implicat fără niciun... M-am implicat fără nicio... Fără să cer nimic, în schimb. E plăcerea mea, îmi plac cupele astea. Deja s-au apucat de pe... Lasă, bro, că nu se compară. Dacă e să fac eu ceva, n-are treabă. Nu compara eu. Dacă e să fac ceva ca lumea, o să fie top. Poate să mai fac încă 10 pe lângă, că n-au nicio valoare, dacă fac eu. GG Vlad. GG și lui Vali. Gilonis. GG amândurora. Trebuie să fi pierdut minim un milion de conci la viața ta să fie eligibil de participare. Gigilonis. Da, dar câte persoane trebuie să strângi, bro, la 2 euro taxă? Vezi că nu e, n-ai făcut... Și vezi că tu ai pus price pool-ul de 200 de euro. La 200 de euro trebuie să fie 100 de persoane. Urmează Nedelcu cu Vlad Ghițu. Păi eu știam că a pierdut Nedelcu de la Amis. A, nu, a câștigat Nedelcu. Urmează Nedelcu.
Nu urmează Nedel cu Vlad Ghițu, bro. N-ai zis corect, păi... Fiecare, ei se întâlnesc în final abia, bro. Uite-l pe Ștefan, mă, uitați-l pe membru nostru Ștefan, bă! Uitați-l pe membru nostru Ștefan, că ajunge în semifinale, Ștefan. Jucător de clasă mondială. Mă duc până la toaletă, revin. Îi pune meciul lui Ștefan pe live cu Vlad Ghițu. Mai! Ce se întâmplă mai aici? Hai, Ștefane, hai! E în meci. E în meci, Ștefane, ha? Hai, Ștefane! Cum mai e membru nostru? Să mă ținem cu el noi? Mamă, mâine avem weekend. N-am cum să-l aducă, după aia nu mai scap de el. Oricum, pe marea majoritate a băieților am început să-i învăț și mă bucur că am putut noi ca și comunitate să ajutăm pe cei care sunt ocupați asta. Drept dovadă, l-avem pe Ștefan, membru pe YouTube la noi, în semifinală în cupa asta, mă bucură teribil. Dar îmi pare că nu mai am PS. Păi ia zbrui, 5 milioane la mâna a doua, ia-ți un PS. Și dacă nu, îți place, îl vinzi. Ai un joc 1 cu Aubameyang, se apără de 90 de minute. Bro, dar nu mai scrie pe ceas, joacă acolo. Te salut, Mihai Petrovici. Hai, Ștefane, câștigă acolo. Uite, ți-a urat baftă și Vlad Ghițu. Uite, pe partea asta la altă de bracket îl avem pe Minimoc cu Nedelcu și jos... Să vedem. Cât e scor, auzi? Nu știu, dar cred că e pe terminate meciul, nu? Salut, cele... E share play de la Nedelcu? Nu. Nu. O să pun semifinala lui Ștefan și al lui Vlad Ghițu pe live. Pentru că e membru pe YouTube și mi se pare normal să... Na. Pe Nedelcu o să pun share play-ul lui Nedelcu în final. Dacă dorește și el. În finală. În semifinală o să las pe Ștefan. Dar stai să vedem dacă trece. Dacă pierde Ștefan, o să vorbesc cu Nedelcu. Ești obligat să faci like. Bro, senzori că ce cu întrebarea asta? Dacă vreodată am fost eu obligat să fac ceva? Deci nu e sănătos la cap, ce cu întrebarea asta? M-a obligat pe mine vreodată cineva să fac ceva? Ai nebunit la cap?
Ne-am luat gol în minutul 87, vorbește cu Nedel. Aaa, am înțeles. Am înțeles. Hai să-i dau mesaj în Nedel. I-am scris acum pe Discord. Te pup, Senzorica, mersi frumos de membru, bro, welcome! Welcome! Ibrahimovic! Ibrahimovic! Bă! Bă! Ibrahimovic! Bro, intră repede pe Viera, că e 7 milioane, ia. Cred că e glitch, mă. Hai să-l vând repede, sunteți nebun? Hai să-l vând repede. Da, nu, e eroare, e măgărie la mijloc, adică cred că vă dați seama, nu? Băi, ce se întâmplă, sunteți nebun? Ce repede. Luăm Kante gol, deci nu se pune problema. I-am scris numele de lucrul lui Gina, a răspuns încă. La 12? Ce la 12? La 12, da. Nu mă, e eroare, mă, ceva, sunteți nebun. Oh, no. Oh, no. Bă, sunteți nebuni, coaie? Coaie, sunteți nebuni? Coaie, sunteți nebuni? Păi îl dau acum instant. Îmi bag pula în el, ești nebun. Du-te cu 6.8, ești nebun. Ăștia-l pun mai scump. Ăștia-l pun, nu s-a dus, nu, era de la altceva. Ăștia-l pun mai scump, 7 milioane. Mi-a dat parte Mimimoc, stai broadere puțin, imediat intru, stai așa puțin. Bine, l-am listat acum, fapt e consumat, da, deci de listat e listat. Băi, Ianis, tu vezi ce se întâmplă, mă? Oare fac bine ce fac? Păi, 7 milioane, nu merită vândut, sunteți nebun. Acum intru, Robi. Merită vândut, dă-l în morții lui de virez, nu? Acum intru. Și prin absurd, dacă îi rămâne prețul la fel, să zicem, nu-l mai iau, dar de 7 milioane mi-au Mbappé tot, ești nebun. Bă, coaie, ce se întâmplă cu Viera? Fac 3 milioane, l-am luat cu 4 fix, ești nebun, l-am luat cu 4 milioane, câștig aproape 3, bine, cu taxele, câștig 2 milioane jumate la Viera. Câștig 2 milioane jumate la Viera, ești nebun, dacă îl dau. Și le iau eu altă dată.
Iau Renato Sanchez acolo sau Virgil. Băi, dar nu vine să... N-a fost nicio... Bă, dar bine, cine a... Ia uitați-vă puțin. Cine a... A fost unul norocos să-l dea la banii ăștia. Eu n-am avut soarta asta. Ești nebun? Eu n-am avut soarta asta la 7 milioane. Să-l dai la 7-800. Poți să iei gulit, poți să iei ce vrei. Poți să iei gulit, da. Poți să iei gulit. La ce sistem joc eu acum... La ce sistem joc eu acum pot să iau și Gullit. Că eu nu am un CDM acum, la mine toți sunt... Știu că nu se vinde, bro, știu că nu o să se vândă, știu. Dar nu mă joc. L-am listat așa o oră. Știu, l-am pus și mai ieftin, ăia îl puneau la 7 milioane, eu l-am pus la 6.8. Nu se vinde, dar l-am listat așa de fan. Bine, vrei să zic adevărul, Ianis? Vezi că dacă îi dădeam drumul, nu foame, eu i-am dat drumul pe foame. I-am dat la 6.8. Dacă îl puneam la 5.9, cu 2 milioane mai puțin, îl dădeam 100%. Câștigam 1.900.000, că l-am luat cu 4 eu. Dar Gullit s-a dus în 6 de la 5.9. Da, Gullit a fost 5.7. Vezi că nu e, ești nebun. L-am dat pe foame, puteam să-l pun mai ieftin, dar l-am dat pe foame. Dacă-l puneam la 6 milioane, eu l-am pus la 6.8, dacă-l puneam la 6 milioane, cred că-l dădeam. Haide mă, boys, avem meciul lui Nedelcu. Hai să punem aici la titlu. Cum are? Gata. Oare mi... Ia, intrați unul, am pus pinul, ia intrați unul pe market. Și ziceți-mi dacă îmi vedeți Vieira al meu. Intrați unul pe market, de pe PlayStation. Mamă, dar ce combinații puternice. Dacă mi-e să combinați asta cu Vieira, respect, iau Gullit direct. Cred că e mai bun Gullit ca Vieira în sistemul meu. Nu sunt sigur, dar... Sau pot să iau Ronaldinho? Încă e. Și e altul mai ieftin ca el? Mai e altul mai ieftin ca al meu? Eu l-am pus 6.800 în cap și în coadă. Ce scandaluri? Deci al meu e cel mai ieftin? Mamă, poate am soartă. Păi, bă, sunteți nebun, dacă am soarta asta... E ca și cum mi-a picat Salah în păr la primul. Bă, nu mai intră să vezi. E unul la 6.7. Faci mișto Abia Albert? Tu cred că faci mișto Abia Albert, stă la asta. Dar al meu cu 6.8 nu mai e, mă? Sau fură curent Abia Albert? Ia ziceți-mi repede unul de pe cea dacă îi dăm bani. Lasă căcică, trebuie să-mi zică cineva. Ia să-mi zică cineva. Nu pot să intru pe web-app că mi arată că sunt conectat. Stai că încerc eu să intru pe web-app acum. Mi arată că sunt conectat. Acum intru. Nu mă lasă că sunt conectat. Păi e unul la 6.7, dar ăla al meu mă interesează dacă mai e. Ia verificați unul dacă mai e unul al meu. Încă e? A, deci mai e și al meu, mă, mai e și al meu, 6.7, deci clar nu se dă, nu se dă, mă, nu se dă. Și la, acum l-a pus și ăsta...
Abi Albert este pe PlayStation 4, brother. Brother, este pe PlayStation 4, Abi Albert. Nu-ți dau bani că ești bea dulce la față, dar... Hai mă să urmărim meciul la Beți. Îl abuzează Nedelcu acolo în careu. Joacă cu Minimoc. Pe Minimoc l-am bătut eu ieri, nu? Am jucat eu ieri cu Minimoc, cu băiatul ăsta l-am bătut eu ieri, nu? În semifinală, parcă. Da, în semifinală l-am bătut eu. Joacă Nedelcu cu Minimoc. Am pus la pin Luigi Cerban. Dar la ce te referi cu scandaluri, bro? Că ai zis mai devreme sau nu știu la ce zice. Salut Mihai Pop. Mamă, era bombă să se dea Vieira la mă. Era bombă să se dea Vieira, era bombă. Gol. Frumos. Gol Nedelcu. Îl călărește Nedelcu. O să-l bată rău, o să-l bată 3-4-0 Nedelcu. Mamă, i-a luat elastico ca fiind al treilea skill move sau al doilea și l-a făcut larg. Bă, din păcate, băiatul ăsta Minimoc are o singură mare problemă. E foarte pasiv. Deci e foarte pasiv. Eu am jucat de două ori cu el și în ambele meciuri, nu doar că aveam 70% posesie, nu m-a atacat. Deci puteam să stau, dacă vreau... Frumoasă, pasă, GG Linio. Oricum e jucător bun, nu uitați, m-a bătut odată. Nu contează cum m-a bătut cu 1-0 sau cum m-a bătut, nu mai contează, dar m-a bătut toată. A doua oară l-am căsăpit, da. E genul de adversar cu care dacă nu reușești să-i dai gol, e greu să... Dar dacă ai apuci să-i dai un gol, Minimoc mă refer, dacă ai apuci să-i dai un gol 1-0, după aia îl bați de... îl ascurți cu urechea. A vrut să facă directional bridge-ul ăla, dar l-a făcut prost Nedelcu, l-a făcut puțin înspre centru. Băi, dar nu pot să intru eu pe web-up, că nu m-am delogat cum trebuie de pe consolă, mă. Mai verificați Vieira ăla al meu. Era în tânăr, te cer. Mai verificați Vieira ăla al meu, mă. Ce se mai întâmplă cu el? Salut, Mădăline. Bine, rău combo ăsta. În afară de ăla la 6.7. peste. Deci sunt ăla, al meu și încă 8-9 peste, nu? Nu se dă. Poate am noroc să se dea. Tot în centru. Da, ce bun e Neymar ăsta, mă, parcă mi-e dor de el.
Da, cu cior, da. Îți place să stai pe balcon vara să privești, să stai pe balcon vara să privești capusul? Nu, pe aia, nu. Așa romantic mă vezi? Așa romantic mă vezi? Sunt romantic, nu zic că nu sunt romantic, dar am alte filme în cap, nu să stau pe balcon. Stau ca pe balcon și mi iau la labă. Ce drept. Astea sunt vechi rău. Ia vezi? Tot lui. Ana. Bă! Vara cu proteza în pahar, aia zic. Mamă, bine rău, și jos acum. Dar ce-a întârziat cu pasa. El a căutat culoar să o dea pe jos, dar putea pasă simplă, era faza. Putea să dea centrare cu el una, apăsa puțin lobată sau simplă. Nu trebuia pe jos, îi dădea gol aici. Fifty Shades of Grey. Să mi se dea Vieira, lasă... Zâmbesc și eu puțin. Mamă, de... A făcut overkill la dribbling-uri, mă, cu avea și de... Îi dădea iar gol aici, dar, na, e mai ușor din exterior decât pare din interior. Trecuse bombă de el cu reverse-ul și n-a ajutat. A mai apărut un Vieira la 5.5? La 5.5? Aoleu, e rit. Salut, Alex Moise. Mamă, înapoi pas. A scăpat cu... Are pasă pe Mbappe, dar e grea pasă. Oh, bine rău. Ma... Poartă? Face ce se cea anul duminică mare o TV împotriva lui Cosmin. Bă, am urmărit și eu scandalul, dar eu de data asta chiar n-am nicio treabă. Dar, sincer să fiu, o să urmăresc cu drag disputa între ei doi. Mai a venit momentul să mai stau și eu pe margine, să mai urmăresc. N-am jucat cu Neymari în formă. E semifinala, scrie și în mesajul de la Pimpo și în titlul Andrei Cercel. Îți trească ochii ai tăi dulci cu ceață pe ei. Vasilica Serghia, adunată în Eurobreză sau Bembro, să te întreb că tu știu că te uiți mai des, ai să râzi, niciuna din alea două, le urăsc. Le urăsc pentru...
Nu sunt pe filmul meu, brodere. Eu sunt pe filmul alea, 21 Sexury, dacă le știți pe alea. Nu-mi plac astea de la Ben Gross. Mersi frumos, Vasilică, pentru donație și pentru curiozitățile tale nemai întâlnite. Păi, când o să facă live, bro, când o să facă live, duminică, n-auzi că duminică abia, o să afli atunci, 100%. Am delay la creier și la net. Ia, vezi pe cartonaș roșu? Bă, dar nu s-au pus meciurile lui ăsta, mă, are în continuare 0-0, că astea nu s-au pus din cupă și trebuie să-i fac loialitate, mă, durează o grămadă. Cum dracu te-ai gândit la așa emoji? L-am văzut pe cei ceilalți. L-am văzut la cine l-am văzut? Bine, nu pe ăsta, ceva similar. Și după aia am căutat eu, am decupat-o de pe net. Am intrat la creație. Am văzut ceva similar, dar nu mai știu la ce streamer de pe Twitch din afară. Nu mai știu. Uite, a intrat Robinacu, care este Mimimoc, băiatul care a jucat. Am avut și lag GGND, că e jucător de Galipertu. Da, mă, da, joacă bine. Oricum, GG știe, bro. Sincer, joci, nu fac nicio caterincă. E greu să-l bași pe Nedelcu, joacă bine, e și în formă. GG oricum. De cine vrei să iei Gulit? Dacă îl dădeam pe Vieira, da, luam Gulit, dar așa rămân cu Vieira. Hai să verificăm. Încă n-a terminat. Mai e un singur meci finala. Mai avem un singur meci, boys, finala între Nedelcu și cine a câștigat de pe partea cealaltă, ori Vlad Ghițu, ori băiatul celălalt Pintilie PXL. Să vedem. Ai jucat brate și de pe tastatură? Am jucat, dar foarte puțin, pentru că și în perioada când mă jucam pe calculator, vorbesc de acum 10-15 ani, nu mă jucam din tastatură, îmi cumpăram un joystick de ăsta, ieftinache, gen. Țin minte și acum, primul meu joystick a fost un joystick de la Afortech, la vreo 30 de lei. Și îl băgam, adică chiar dacă te joci de pe calculator, nu de acord să joci de pe tastatură. Ții un joystick de ăsta, dacă n-ai bani de astea scumpe sau nu vrei, poți ții un joystick de ăsta ieftinache, că oricum e mai bine ca pe tastatură. Dar nu am CDM, am joc pe 4-3-1-2, sunt 3 CM-uri. Joc o formație mai ciudățică săptămâna asta, vreau să fac un experiment. Te schimba părerea despre... Nu, că am altă formație, Alex Moises, joam 3 la mijloc acum. Haideți că vă arăt cum am acum, De asta ar fi mers și Gulit, dar nu am bani, o să rămân tot cu Vieira. De asta ar fi mers și Gulit, uitați-vă cum am acum mijlocul. Sunt toți 3 pe aceeași linie. Nu contează, Sorine, atâta timp cât jucătorul pe care vrei să-l cumperi, îl cumperi tot, atunci nu contează inflația. Nedelcu versus Vlad Ghițu, let's go, 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 let's go. Un share play de la cine iau și eu? Iau de la Vlad, stai. Îi zic acum. Cine e cel mai bun din România? Eu sunt. Nu te așteptai la asta, nu?
Da, nu așa, de la depărtare, nu așa. Acum le dau prin post. La șah, dintre jucătorii de FIFA, 100% sunt cel mai bun. După mine vine Remus la șah, dar sunt puțin mai bun ca Remus la șah. Cred eu, nu știu. Dar m-am mai jucat cu el așa și era echilibrat, dar eram puțin mai bun ca Remus la șah, dar cred că este cel mai bun din toată România asta la șah, din toți jucătorii de FIFA, mă refer. Cu ce ton agresiv. Păi normal că eu sunt ești nebun, dacă prind o zi bună, păi bade sub. Vorba aia, doar ce am câștigat turneul ăsta cu câteva zile și era în jucat finala. Dar azi am pierdut la penalti, se mai întâmplă. Ce vrea? Turbatimă de frate are niște vreo. Bine. Bine, bravo lui. Te pup, Robina, cu YouTube. Mersi frumos. Ne revedem luni. Bine, mâine avem weekend-ul. Mâine e... Era așa de pe torta, o să le facem pe astea. Ne jucăm la cupere asta, mereu. Weekend League-ul, să vedem echipa asta. L-am încurajat pe Vlad Ghițu acum pe Messenger. I-am zis, bro, hai că poți. I-am zis, în afară de mine, poți să în afară de mine simt că poți să-i bați pe toți. Că pe mine nu m-a bătut. Te râde. Full time, bro. Full time, Mario. Am fac aproape 3 ani de când fac zi de zi. Mamă, ce tare se aude! Hai să dau mai încet, gata. Hai să dau mai încet. Gata. Ce face Benji? Dacă îți dau un răspuns, nu o să o zici câteva la mișto, mănâncă căcat. Asta face Benji. Deci dacă se cacă de 7 ori într-o zi, de 4 ori și-l mănâncă singur, ești nebun. Și de 7 ori, din 7 dăți, 2 face la locul lui și 5 random prin casă. Nici nu-l găsești, dar miroase a căcat în toată casa. Deci eu mă ocupam înainte inginer mecanic pe vapor. Am lucrat 3 ani.
Cine e Vlahovic? Băiatul care e în finală. Aoleu, ce greșeală a făcut Nedelcu, nu cred așa ceva. Lângă Bruno, amândoi sunt buni. Și Renato e bun, dar cred că Kante. Dacă e vorba de informă de 82 al lui Renato. Băi, e mult de muncă, îți dai seama că banii erau pe măsură. Dar au fost niște evenimente în viața mea și am ales să fac asta. Bine, aici a ieșit bine. Aaa, greșit. Da. Am văzut Fabi, da. E concentrat Nedel, cu bravul lui. Normal că până la urmă sunt 2 milioane jumate sau cât s-au strâns. Să faci 2 milioane jumate, nu e de, chiar dacă nu sunt mii de euro, dar e o sumă ok, nu? Joci 4-5 metri, e 2 milioane. De ce să nu fie concentrat? Gol. A little bit lucky. Uite, și-a cerut, a făcut animația în care celebration, în care și-a cerut scuze pentru gol. A little bit lucky, dar a fost peste Nedel. Și când zic peste el, mă refer în proporție de 90% la pressing. Da, Dani, da. Pe vapoarele pe care am mers erau camere, că erau petroliere, erau destul de mari. Boys, nu uitați, apăsați și voi pe butonul de subscribe dacă sunteți noi și hai să facem și noi 500 de like-uri, let's go! Se bagă pe 4-1-2-1-2. Mamă, dar câte tactici am făcut mâncați. Salut, Happy. OTV. Velu, ce-s mai? Oh. Ai putea da un sfat pentru că și eu timp să mă fac inginer. Bă, dacă vrei tu să te faci inginer sau în general orice profesie și nu ești împins de către n-au alți influență asupra viitorului tău la nivel de dorință, adică a.k.a. părinții, singurul sfat e să te ții de treabă și să fii serios. Asta. Dar să fii sigur că îți place ce faci. Se joacă tur-retur? Nu, în finala e doar tur. Toate meciurile doar tur.
Nu, da, dar în finala era absurd să fie tur-retur, dar toate meciurile sunt doar tur. Bătaie de la FIFA de la Isco. Mamă! Bine, rău, nice. Mamă, vine player locul. Transuto. Îl înlung. Da, e GG. Merită să renunți la Mbappé Totti pentru CR7 Totti? Logic, logic, logic. Mai bun Ronaldo. Doi, bun joc. Bine, rău! Nice, frumos! Cancel la crocheta. Nice, nice, nice. Dar n-a lăsat-o să treacă. A încărcat pasa tare. A încărcat pasa două linii și ceva, astfel încât automat a fost sărită de primul om care era fix lângă el. Nu a lăsat mingea să treacă. Nu chiar, brother, că uite, bărba aia, l-am câștigat eu acum două zile și nu știu ce e la top 200. Dar e normal, nu? E favorit și tu și el și alții și eu și toți. Vorba aia, eu dacă n-am ghinion n-am cum să pierd. Deci eu dacă n-am ghinion n-am cum să pierd, deci nu. Doar că am ghinion de când m-am născut, sunteți nebun? La FIFA. Și cu pasta. Eu dacă n-am ghinion n-am cum să pierd, doar că am ghinion în fiecare zi. M-am născut cu ghinion, ești nebun. Mor. O bomboană? Gigilonis. Da, da, Nedelcu are 5 la 1, da. Salut, Laurențiu. Așa e, Claudiu, mă jur. Salut, Florina. Frumos, dar cred că putea să mai fac o preluare. La final joc șahă, da, o partidă de un minut, două, blitz, gen, bullet. Asta e tradiția. Unlucky. Oh. Da, bine. Mamă, a făcut Mbappé stop de lângă ăla, nu crezi, a căzut ăla, nici n-a dat cu capul. Ce a fost asta? Penalt. Sau?
Vă dați seama acum să nu fiți răutăcioși. Într-un meci de FIFA știți povestea. Dacă ai 3-1 și e minutul 70, te pui pe atac. Faptul că se termină 3-1 sau 9-1 nu schimbă cu nimic. Deci nu înseamnă că bănuiesc că conștientizați lucrurile astea. Eu de la 2-1, de exemplu, dacă e minutul 75 și e 2-1, mă pun pe atac. Se termină 2-1 sau 5-1, nu are nicio valoare. Satelitul mi-l sugi? Nu știu, brodere. Ce părere am? E pictat, frumos, arată bine. Morar Andrei, Gigi, am pierdut în final. Gigi, bro. Gicilonis. Gigilonis, băieților, Gigi, 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 Gigilonis. Nice, felicitări câștigătorului și finaliștilor și tuturor și mie și la tot și vouă că a stat pe chat. Vreau să fac un traiect de genul când e kick-off. Ah, stai mă, că n-are treabă, nu știu, ți-a zis cineva ceva acum pe chat, că nu înțeleg. Bă, Dani, eu joc pe site-ul ăla, Liches. Dacă ai deja cont făcut, fii atent, dacă ai deja cont făcut, jucăm acum. Dacă n-ai, fă-ți cont și așa și jucăm data viitoare, da? Hai să băgăm un șafones de final de live și GG încă o dată câștigătorilor. Te pup, Alina. N-ai pentru ce, Luigi, bro, n-ai pentru ce, plăcerea mea, după cum ți-am zis și din prima zi. De satelitul pentru GPS al Europei, auzi. Mamă, cum să fac să plece cu nebunul ăsta de aici, sunteți nebuni? Dacă pleacă cu nebunul ăsta de aici... Mamă, cum ar fi să... Ia stați mă să încerc ceva. Ba, n-am luat mat, ce morți? Aoleu, n-am făcut fază, eram concentrat pe alte chestii. De gen. Mi-ai adus cantonate, pup Denis, felicitări. Cum mă înscriu și eu la cupa, scrie, intră pe Discord-ul din descriere de pe live și o să-ți explice băieții de acolo. Intră pe Discord-ul canalului și întreabă pe canalul general acolo. Să dai drumul la chat oprea, să intre băieții. Boys, v-am pupat, mulțumesc tuturor pentru toată susținerea, mulțumesc pentru activitate, mulțumesc membrilor, moderatorilor, chatului, donatorilor, noilor subscriber și ne revedem mâine seară, undeva pe la ora 10, cred, 10 seara,
la primele meciuri de la Weekend League cu noul sistem și noua echipă. Vă aștept număr cât mai mare. Vă mulțumesc încă o dată. Seară frumoasă tuturor sau noapte bună după